Polițiștii locali vor lua măsuri pentru a păstra ordinea și liniștea publică în ziua de bobotează. Mai multe echipaje vor fi prezente la toate bisericile din oraș, acolo unde vor merge creștinii să ia apa sfințită. Poliția locală a municipiului Târgu Jiu va acționa în ziua în care creștinii sărbătoresc botezul Domnului. Măsurile au fost stabilite pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, fluidizării circulației rutiere, prevenirii și combaterii cerșetoriei, precum și altor fapte antisociale. Având în vedere că sărbătoarea are un impact puternic asupra populației și se așteaptă participarea unui număr mare de credincioși, Poliția locală a municipiului Târgu Jiu a stabilit ca în ziua de 6 ianuarie 2017, în zona bisericilor de pe raza municipiului Târgu Jiu, să fie create o serie de dispozitive suplimentare încadrate cu efective din cadrul serviciilor de ordine publică și serviciul circulație rutieră. În cazul celor care se vor abate de la normele contravenționale, polițiștii sunt gata să aplice sancțiuni. Dispozitivele vor fi amplasate între orele 7:30-13:30. Numărul polițiștilor locali care vor fi prezenți la acest eveniment este de ordinul zecilor.